Discutăm acest subiect cu Adrian Negrescu, analist economic. Bună seara, ne auzim? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara, bine ați venit la noi în jurnal. Ce reprezintă acest consum individual efectiv per capita și ce înseamnă această creștere a lui în România? Da, e o statistică care arată că trăim bine pe hârtie. Consumul acesta individual efectiv se referă la serviciile și bunurile cumpărate de indivizi și se spune că este mult mai fidel decât tradiționalul PIB pe cap de locuitor pe care îl calculează de asemenea Eurostatul. Dar să nu uităm că este o anomalie statistică. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că toate aceste calcule fac referire la niște prețuri mai mici în România la bunuri și servicii raportate la media Uniunii Europene. Și astfel încât din statistici, din aceste calcule reiese că noi am avea salarii mai mari, niște câștiguri duble în euro față de alte țări. Și de-aia ieșim așa. Da, există și o realitate a lumii în care trăim. Această înglapizare socială în care se află, economică în care se accentuează România a dus ca zone precum București, Ilfov, de pildă, să registreze un PIB mai mare decât al Serbiei, Croației sau Bulgariei. Adică a crescut atât de mult, de 4,5 lor în ultimii 20 de ani PIB-ul zonei București-Ilfov, încât a generat practic o anomalie statistică și pe ansamblu România pare că o duce foarte bine. Este vorba doar de proporții, să înțeleg. Da? Deci abstractizând, vorbim doar de proporții. Medie, o medie. Exact. Și nu de realități pentru că se creează o medie între cine trăiește foarte bine și cine trăiește foarte rău. Și din acest punct de vedere, da, poate arătăm mai bine decât bulgarii, dar pe de altă parte, la nivelul ierbii, ca să zic așa, în economia reală, lucrurile nu arată deloc bine și din potrivă, la nivelul puterii de cumpărare reale din România, suntem undeva, ne batem pe ultimele locuri noi și bulgarii. Această creștere pe care noi o avem de la 74 până la 80% din media UE, având în vedere că a suferit foarte mult economia din cauza pandemiei, câte persoane au pierdut joburi și cum se explică acest fapt? Tocmai ai spus că este vorba de o statistică, dar care ar fi de fapt realitatea? Păi, în anul 2020, în anul în care economia românească a fost închisă, aproape 1 milion de oameni au rămas fără locuri de muncă. În momentul de față, în 2021, sunt 95.000 de companii care s-au închis ca urmare a problemelor generate de criză. Și asta afectează undeva la nivel de 500.000 de români care, din păcate, au rămas fără locuri de muncă sau au trebuit să-și găsească rapid un alt loc de muncă urmarea acestor probleme. Economia este într-un accentuat blocaj financiar. 4.300 de miliarde este valoarea facturilor neplătite între companii. Deci companiile în momentul de față nu au bani, reușesc cu greu să facă facturilor, iar statul, din păcate, nu reușește să stimuleze acest motor economic. Pe ansamblu, urmarea inflației, urmarea problemelor care țin de finanțarea economiei, românii nu o duc deloc mai bine, din potrivă, dacă ne uităm numai la venitul pe cap de familie. O familie cu doi copii în România avea nevoie din 2019 de undeva la nivel de 7.200 de lei pentru a avea un trai decent. Ei, cât este acest trai decent? Cât valorează în momentul de față, în 2021, cu creșterile astea de prețuri de 50% la gaze, cu creșterile semnificative la prețurile alimentare, cred că peste 2.000 de euro ca să ai un trai decent. Dar noi nu mai vorbim de trai decent în România și nu vom vorbi în 2022 de trai decent, vom vorbi de supraviețuire pentru o mare parte a populației, undeva la nivel de 6-7 milioane, format în principal din pensionari și din cei care câștigă salariul minim pe economie. Tocmai asta vorbeam mai devreme într-o intervenție anterioară, dar ne refeream doar la pensii. Care este situația în realitate a celor cu salarii mici, care sunt totuși angajați undeva, plătesc impozite legal, pe hârtie din nou? Arată că totul este teoretic bine, dar cât sunt oamenii care muncesc și totuși muncind nu își pot asigura cheltuielile, fără să vorbim de lux? Au copii de dus la școală, au de plătit lucruri pentru casă. Cât din populația României, deși muncește, este tot la limita subzistenței? Păi avem aproape 2,5 milioane de salariați care câștigă undeva până în 2.000 de lei pe lună. Sunt 1,6 milioane de angajați care câștigă salariul minim pe economie. Acești oameni în acest moment trăiesc la limita joasa sărăcie, adică sunt în plac de excluziune socială. Nu mai au practic ce să pună pe masă copiilor în condițiile în care au crescut prețurile la alimente. Ați văzut, prețurile la cartofi au crescut cu 23%, uleiul 21%, pâinea s-a scumpit cu între 7 și 9% de la o lună la alta. Deci toate alimentele de bază s-au scumpit, facturile la întreținere cresc, iar acești 2,5 milioane de români care muncesc în fiecare zi pentru salariul minim sau pentru salariul ăla până în 2000 de lei, nu vor primi un ajutor din partea statului așa cum o primesc pensionarii, nu vor primi acel 1200 de lei sau cât o să fie ajutor pentru a-și plăti facturile. Dimpotrivă, vor trebui să se descurce fiecare pe cont propriu, cum de altfel asta este realitatea în România. Fiecare se descurcă cum poate într-o iarnă extrem de dificilă, care va fi urmată de o primăvară și mai dificilă, pentru că să nu uităm, din luna aprilie vom plăti prețurile reale la energie și gaze, care vor fi cu cel puțin 60% mai mari. Cred că unii oameni nici nu vor să se gândească la ce va urma anul viitor, atunci când toate prețurile vor deveni vizibile și vor apărea concret pe facturi. Pe de altă parte, vedem... Știți ce e cel mai grav? Că nici autoritățile nu știu ce să facă în viitor. Tot ne spun că vom vedea pe parcurs ce măsuri vom lua pentru a compensa aceste creșteri și aceste scumpiri semnificative prin care trece economia. Și asta e mare problemă, că nu avem un plan, nu avem o direcție spre care ne îndreptăm. Asta este o problemă foarte mare. Să sperăm că o să ajungem totuși cu bine până la vară. Nu știm cum, nu știe nimeni, mai ales că aceste scumpiri pe care le vedem nu se opresc și nu dau semne să încetinească. Dar ca să nu ne uităm doar la noi, vedem că și alte state au scăderi. Spania de la 92% în 2018 a ajuns la 85% în 2020 și Luxemburg de la 152% până la 145%. Ce înseamnă asta pentru aceste state? Nu mai au oamenii cum să-și cumpere cele necesare supraviețuirii? Este ca la noi sau despre ce este vorba la ei? Nu, acolo nu se pune problema de subsistență, de sărăcie extremă, cum este în România sau în Bulgaria. Nu, acolo este vorba de o scădere statistică a puterii de cumpărare generată de aceste creșteri galopante de prețuri, care vor continua, se vor atinge și la ei problemele, dar nu vor ajunge la acest nivel la care sunt în România. Noi suntem săracii Europei, să nu uităm acest lucru. Veniturile noastre sunt cele mai mici din Uniunea Europeană, până și bulgarii ne-au depășit la acest capitol. Noi ne batem acum cu cei din Republica Moldova la capitolul venituri pe cap de locuitor. La ei, da, se va simți din punct de vedere al puterii de cumpărare. E un alt coș de consum. De pildă, inclusiv în Statele Unite, inflația e la nivelul maxim din ultimii 40 de ani. Dar se simte altfel. Una e să ai $2000 în buzunar și să plătești niște prețuri similare cu cele din România și alta e să ai cât? 1500 de lei? Cam asta este pensia medie în România și trebuie să te descurci cu ei. E o diferență. Una e realitatea de acolo și alta e realitatea cruptă din România. Este o realitate foarte grea pentru noi, dar putem să facem ceva, având în vedere că știm lucrurile acestea. Suntem totuși membri în UE. Chiar nu putem cumva să găsim o soluție, să redirecționăm niște bani în așa fel încât să aducem și pe cei care muncesc acum și au salarii foarte mici și pe cei care au muncit deja până acum, mai mult sau mai puțin, fiecare indiferent de legea după care a ieșit la pensie. Este chiar atât de greu să putem face în așa fel încât să trăim măcar în țara asta, nu la nivelul ăsta de subsistență pe care mi-e și greu să-l gândesc. Să stimulăm economia să creeze locuri de muncă, pentru că doar prin crearea de locuri de muncă bine plătite vom avea cu ce să plătim pensiile, pentru că pensiile nu trebuie să se plătească de la bugetul de stat, cum se întâmplă în momentul de față. Trebuie plătite din taxele pe care noi le plătim din salarii în fiecare lună. Deci cu cât se creează mai multe locuri de muncă mai bine plătite, cu atât sunt mai mulți bani de pensii. În teorie e ușor, am învățat toți la școală, dar noi suntem țara cu decreței unde când o să vină valul acestor oameni la pensie, nu mai are de-a face cu teoria. Va trebui să găsim soluții practice pentru situația în care ne aflăm noi, pentru că indiferent ce spune la manual, realitatea noastră va fi alta atunci. Știți că în momentul de față, din salariul brut pe care noi îl încasăm, aproape 60% se duc la stat, pentru că dincolo de taxele pe salariu... Al câtelea procent este în UE acest procent de impozitare? Hai, suntem pe primul loc, din păcate, în Europa, la nivel de taxare a salariului minim. Da, e un dezechilibru major care îi determină pe cei mai mulți patroni să angajeze oameni la negru, la gri, să le dea salariul minim, nu să le crească salariile. Și asta e marea problemă, că atunci când nu reușești să oferi facilități fiscale pentru a crește salariile oamenilor, te trezești cu astfel de probleme, că nu ai bani de pensii, că nu ai bani cu care să construiești drumul, că nu ai bani cu care să faci într-adevăr reforme în România și să ai un stat care să îți ofere niște condiții mai bune de trai. Și de-aia românii pleacă afară, nu din alte motive. Din păcate. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații.